Adolescenta de 17 ani, care încerca să scape dintr-o relație periculoasă cu acest bărbat, a ajuns aseară conștientă, dar cu arsuri foarte grave la spital. Momentele înfiorătoare ale tragediei sunt povestite de fratele său și câțiva localnici care au văzut-o în flăcări în timp ce adolescentul încerca să o salveze aruncând apă pe ea. Ea sta pe telefon, sora mea, aici. Și când a fost, eu am zis că am venit, m-am spălat și m-am să mă culp, 10 și jumate. Și la 11:40 am auzit zipând că îi dă de foc. Și eu am ieșit de acolo din casă, când am ieșit din casă, Miguel fugea, era prin dreptul nucului. Și am zis, bă, stai eu să vorbim, și a zis că nu e treaba mea, să nu intru în casă, că s-o lase sora mea să ardă. Am văzut când o stingea cu furtunul frate, în spate acolo. Pe urmă am fugit, am stins focul, am sunat la 112. Pe 9 iunie, tânăra depusese la poliție o plângere împotriva acestui bărbat. Viol, amenințări și șantaj erau acuzațiile copilei, care simțea pericolul. Individul o șantaja cu fotografii nud pe care le avea cu ea. Polițiștii au ridicat-o și au dus-o într-un centru de ocrotire a minorilor și au demarat o anchetă. Violul nu s-a confirmat, iar pe 11 iunie, individul împreună cu bunica fetei au mers la centrul de ocrotire, au ridicat-o și au dus-o acasă. Polițiștii au plasat minora într-un centru de asistență socială ca măsură de protecție. De asemenea, în urma examinării medico-legale, s-a stabilit că aceasta nu a suferit leziuni care să confirme săvârșirea vreunei infracțiuni. Seara trecută, bărbatul și-a pus în aplicare planul, a intrat peste ea, a turnat benzină și a incendiat-o, apoi a dispărut în noapte. Polițiștii l-au găsit azi de dimineață pe câmp între localitățile Salcia și Dârvari. De ce ați ars-o pe tânără? La fața locului s-a deplasat o echipă complexă a poliției care, în urma verificărilor, a stabilit că aspectele sesizate se confirmă, tânăra fiind transportată de urgență la spitalul din municipiul Drobeta Tunu Severin pentru acordarea de îngrijiri medicale. La Dârvari sunt săteni care spun că individul avea un comportament fără probleme, alții că se temeau de el. Chiar și aseară, oamenii au evitat să intervină de frica criminalului, despre care știau că avea pe conștiință moartea a 4 oameni și nu înțeleg de ce fusese eliberat din închisoare. Îl cunoșteam, era băiat retras, nu știu care era problema cu ei, că dacă nu aveam tangențe cu ei, nu ieșeam afară, nu nimica. Venea des aceea? Venea cam des. Toată lumea sta pe la colțuri și asta, eu și cu băiatul ăsta am intrat înăuntru și am intrat și cu poliția ca să vedem. Ardea și nu intra nimeni acasă asta, că era frică de el. Copila a fost transportată cu un elicopter SMURD la Craiova, dar starea sa este foarte gravă. A fost arsă în proporție de 90% de suprafață corporeală la cu flacără. Fata este foarte, foarte gravă și s-a primit acceptul celor de la Craiova să se implice în tratarea și menținerea ei în viață. Criminalul are la activ viața a 4 oameni, între care o femeie care avea să aducă pe lume un copil peste numai 2 luni. Toate crimele au fost comise când avea 18 ani în anul 1993. A fost prins abia după ce avea să comită o a 4-a crimă în noiembrie 93 și condamnat 3 ani mai târziu la 90 de ani de închisoare. A fost eliberat în luna mai a anului trecut după 23 de ani, iar acum este din nou după gratii.